Bună dimineața tuturor! Trebuie să intru într-un ritm mai alert pentru că nu o să reușesc să fac așa 52 de jucării până la sfârșitul anului. Trebuie să fac și chestiuțe mai simple. Uite, astăzi, de exemplu, o să fac un emoji, dar cu corp, cu mâini, cu picioare, în varianta cea mai simplă. Să poate adapta și pentru breloc, de ce nu, sau pentru o jucărioară, totuși, cât de cât. Ăsta e un Alize Diva. E prea galben, dar oricum ăsta o să-l folosesc și pentru minioni, și pentru SpongeBob. Și de ce nu să folosește și la un emoji. Numai un pic să văd care e codul. Codul, din câte se pare, la Alize Diva Silky Effect, la culoarea asta e 110. Croșeta folosită e 1,75. Am început cu un inel magic în care am lucrat 6 piciorușe mici. Acum facem capul. În rândul următor am înmulțit în fiecare ochișor, rezultând până la urmă 12 piciorușe mici. După care am început o mulțire clasică în fiecare rând, în felul următor, în rândurile de la cele 12 ochișori și până ajungem în partea asta. Am făcut în felul următor. În primul am lucrat, în al doilea am înmulțit. După aia, următorul rând am lucrat două și în următorul am înmulțit și tot așa. De 6 ori, da? Să țineți minte că sunt 6 mulțiri. Una, două, 3, 4, 5, 6. După aia am lucrat 3 piciorușe mici și apoi am înmulțit, tot așa de 6 ori. După aia 4 lucrate, în următorul am înmulțit, 5 lucrate, următorul înmulțit, 6 lucrate, următorul înmulțit, 7 și până la urmă 8 piciorușe mici și apoi o înmulțire. Și de acum încolo voi face, bineînțeles, dacă vreți mai mare sau mai mic, vă hotărâți, nu impune nimeni. De acum încolo o să fac, o să fac 3 rânduri, așa cum vin piciorușele, nu mai înmulțesc și nu mai scad. Eu fac astea 3 rânduri și după aceea o să încep să scad, pentru că trebuie să, asta e numai fața, da? Fac astea 3 rânduri, o să iasă drept și după care o să începem să facem spatele. O să trebuiască să scădem. Dacă aici am făcut 8 piciorușe și apoi am înmulțit, dincolo vom face 8 piciorușe și o scădere. După aia 7 piciorușe și o scădere. Și tot așa până ajungem la, să avem 12 piciorușe, știți, oglinda părții din față, o să avem 12, după care vom scădea și alea din fiecare, deci la, scădem două, da? Și o să rezulte 6 și cu asta o să tăiem ața și o să finisăm. După care vom face mâini picioare, alea o să fie identice, atât o să revin să vă arăt cum fac eu să am cât mai multe, cât mai puține cusături și pe cât posibil să nu am atâta ață de tras și de finisat. Iar fața trebuie cusută cu ață neagră sau faceți voi model ce vreți voi, că sunt disponibile modelele cam la toată lumea în telefoane, da? Și vă alegeți voi fața pe care vreți să o brodați. Eu mi-am ales, cum v-am povestit, un model simplu, nu mă complic. Și o să fac, efectiv, pupicul ăla simplu, fără inimioară, pentru că nu vreau să complic treburile. Și dacă ne-am apucat să lucrăm, o să revin cu picioarele și cu corpul.
Am reușit să finalizez capul. Arată ceva de genul. O să-l finisez. Bineînțeles, am băgat niște vatelină. Ne apucăm de membre. Ne trebuie 4 membre. O să le fac identice. O să începem, bineînțeles, cu un inel magic. Mai imediat. Ce mi se descălcește ața. Bun, ne apucăm de picioare. Începem, bineînțeles, cu clasicul inel sau cerc magic, în care vom face 6 piciorușe mici. Și înainte de a uni cu capătul de rând, o să verificăm să avem 6 piciorușe. Tragem de ață. Să verificăm. 2, 4, 6, da? De acum înainte, una lucrăm, în a doua înmulțim, trebuie să ne rezulte 10 piciorușe mici. Și după aceea vom lucra în total, deci cu astea două rânduri, 15 rânduri pentru absolut toate membrele. Vom face 4 bucăți. Țineți minte că la tăie tăiem ața, în afară de cel al patrulea, la ăla să nu tăieți ața, pentru că eu de acolo o să asamblez trupul. O să vă arăt și cum o să procedez. Revin după ce am gătat piciorușele. Sper că v-ați lăsat ața întreagă la al patrulea picioruș. Ei bine, de acum înainte, uite, luăm încă un picioruș, oricare, din moment ce le-am făcut la fel, și de aici încolo construim corpul. Vom lua fiecare picior, asta să meargă mai încolo să vedem ce lucrăm, vom lua fiecare picior și vom construi astfel corpul. Mergem așa, arată frumos. În teorie trebuie să aibă 20 de piciorușe în cerc. După care vom lucra 10 rânduri. Și după aceea vom atașa și brațele. Vom mai lucra, cred că, vreo 2 rânduri. Și în ultimul rând, vom scădea până la să avem 10 ochișori. Și după aia încheiem și începem să finisăm jucăria. A, bineînțeles, corpul, dacă vreți, băgați vatelină. Și după aceea puteți încheia, într-adevăr. O să prind și ațele încetuc, așa, în rând. Și de aici încolo vom face 10 rânduri pentru corp. Ne întâlnim când e de atașat brațele. Ne pregătim să atașăm brațele. Am aplatizat bine lucru. Aplatizez și mânuțele. O să pun ața asta mai pe mijloc. Și cum am făcut aici, le-am apăsat cu degetele. Observ că am aici 3 piciorușe în care o să atașez primul braț. Măcar în 3 puncte o să-l prindem. Asta e 1. Băgăm în 3 straturi. Tragem prin toate.
Al doilea. Luăm următorul punct. Și al treilea. Voi, dacă puteți, încercați să băgați prin patru puncte. Da? În rest, lucrăm așa cum vin picioarele. Așa. Vin până aici și de aici o să încep să prind piciorul, mâna cealaltă. Trebuie să mă grăbesc că deja, bebe, scârție și tot aceeași chestie ce am făcut-o la brațul ăsta, facem și la brațul celălalt. Mai lucrăm două rânduri, în al treilea rând de aici încolo o să fac scăderi la fiecare, deci avem 20 de ochiuri, trebuie să-mi iasă 10, deci de fiecare punct facem o scădere. Și cu asta încheiem, voi coase capul, voi face finisajele, voi face cu ață de brodat fața și cu asta am terminat. Spor bun!